De la începutul lunii martie și până în prezent au fost efectuate 28 de controle și au fost recoltate probe de laborator. Verificările s-au efectuat în piețe, unități în care se depozitează laptele și cornurile pentru elevi, restaurante și unități medico-sociale. Deficiențe s-au constatat la Centrul Medico-Social Cujmir, motiv pentru care a fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 1500 de euro. 9 controle privind supravegherea pieței suplimentelor alimentare notificate în cadrul sistemului de alertă STRAV. S-au recoltat 4 probe de sare pentru a se monitoriza nivelul de iod din acest produs. De asemenea, s-au efectuat 4 controle pentru verificarea modului de depozitare a produselor distribuite prin programul Lapte-Corn în unități școlare, 3 controle pentru verificarea condițiilor genico-sanitare și a modului de depozitare a deșeurilor medicale în centrele de asistență medico-socială. S-a mai efectuat un control în unități de alimentație publică, 3 controle în unități de desfacere, 2 controle în unități de producție și 2 deplasări în teren pentru soluționarea a 2 sesizări. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Mehedinți au desfășurat de asemenea o serie de controle în urma unor sesizări venite din partea consumatorilor, nemulțumiți de calitatea și modul de depozitare al produselor aflate la comercializare. Nu poți să cumperi dacă nu vezi calitatea, nu? În rest, analizele care s-au făcut, e prima dată când văd rezultate. Deocamdată și nu există, cred că, nici legislația pentru a fi pusă la punct pentru a-ți da seama de ce conține produsul respectiv. E simplu. În rest, produse sunt suficiente, mai ales în piață, sunt ieftine. Nu trebuie neapărat să mănânce numai roșii acum. Poate să mănânce murăturile dacă și le-a pus în toamnă. Deci ne adaptăm la situație. În general, oamenii studiază eticheta și atât. Studiază eticheta și cam atât. Atâta. Dar eticheta e foarte vagă. Dacă avem ochelarii la noi ca să putem să vedem, citim și ne mai uităm. Dacă nu, mai luăm plăza. Majoritatea aduce din afară și cu termenele cam trecute de termen sau... Mă rog. Nu mai este lucru de la noi din țară absolut nimic. Înainte era viața acum și multă lume era sănătoasă, nu că acum luăm tot în străinătate și... Calitate. Nu știu oamenii ce cumpără în general. Nu știu. Majoritatea se duc, cumpără, dar nu se uită să vadă pe ce aruncă banii sau ce luăm. Să fie mai mult produse din ăștia de ale noastre, nu cum au ăștia pe aceea. De ale noastre căutăm mai mult. Naturale? Naturale. Doar că nu mai sunt foarte multe produse naturale pe piață. Mai găsim. Dacă coordinăm, coborând pe sus, pe jos, mai căutăm de ale noastre, că mai bune, mai sănătoase. Seria controalelor demarate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Mehedinți va continua și în perioada următoare.